Organizația Pro Dezvoltare Dacia din Drăgășani a desfășurat la Horezon perioada 24-29-4-2023 activitatea de formare profesională sub forma unui seminar din cadrul proiectului Europa Multiculturală, Incluziune și Diversitate. Acesta este cel de-al doilea proiect care se desfășoară în urma obținerii acreditării Erasmus+. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, și se desfășoară în perioada 1 mai 31 august 2023. Este o activitate de formare profesională care reunește 50 de lucrători de tineret din 20 de țări și care se desfășoară sub forma unui seminar de 10 zile în scopul descoperirii a noi strategii de lucru, bune practici, instrumente și metode noi în domeniul incluziunii și diversității. Obiectivele care stau la baza implementării acestui proiect sunt creșterea calității serviciilor în activitățile de tineret, profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin mobilități europene, schimb de bune practice în lucrul cu tinerii, în special cu cei cu oportunități reduse. Travaille dans les quartiers pauvres de la métropole bordelaise avec beaucoup de migrants et de jeunes en difficulté qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'argent et qui ne font pas beaucoup de qui travaillent pas. Scopul asociației este să lucreze cu tinerii din zonele defavorizate din Bordo, tineri care nu au joburi, tineri care provin din tot felul de minorități și care trebuie cumva integrați în societate. Asta face în organizația ei, îi acompaniază, integrează, le găsește locuri de muncă și a venit în Horezu ca să ia metode, să mă învețe, dar și să dea metode pe care le folosesc ei în Franța. Ce o impresionează foarte mult de fiecare dată când vine aici este faptul că noi reușim să facem lucruri foarte multe cu resurse foarte puține. Ca și o comparație cu Franța, în care ei, ca să facă un lucru, au nevoie de foarte multe resurse, asta o impresionează pe ea la noi, că putem să folosim ceea ce avem aici ca să rezolvăm anumite probleme. This was a good experience for me. It's my first time in Romania. And I would like to visit again because we were here for Christos Aviat. Venit în România cu scopul de a participa la proiect și cu scopul de a face networking, de a face lucrul ăsta de a parteneriate și de a învăța ce anume s-a petrecut aici. Training-ul a fost pe diversitate și incluziune. În cadrul proiectului, rezultatele învățării sunt validate prin intermediul certificatului UPES. It was a very nice project for me. I learned a lot of methods and people. I met people, different civilization. Diversity and inclusion were exactly this project, mm-hmm. and all the people that were here. Am învățat foarte multe metode pe care le folosim noi aici în lucru cu persoanele cu dizabilități, cu diferite cerințe speciale. I-a plăcut în România și vede că se fac foarte eforturi destul de mari să lucrăm și să integrăm cât mai mulți tineri și copii care în alte condiții n-ar putea fi integrați. Și i-a plăcut foarte mult proiectul pentru că proiectul a fost foarte divers. This project, it was really awesome because 20 countries came here and there is a lot of people here. Vreau să mulțumesc organizației APDD și Uniunii Europene care a făcut posibilă treaba asta. La acest seminar, la care au participat 50 de lucrători de tineret, reprezentanți ai 20 de organizații din 20 de țări, o activitate deosebită a constat în seriile culturale, în care cei prezenți și-au etalat costumele tradiționale și obiceiurile specifice fiecărei țări pe care au reprezentat-o.